Astăzi a avut loc o nouă ședință de Consiliu Local cu scandal de proporții, acolo unde consilierii locali PNL au părăsit sala de ședințe fără a dori să semneze bugetul local pentru anul 2024. Locuitorii comunei Gârla Mare au vizionat cu indignare și înverșunare ședința de îndată a Consiliului Local, iar asta din cauza acuzelor venite din partea consilierilor PNL. Aproape că nu există ședință de Consiliu Local în comuna mehedințeană Gârla Mare fără ca aleșii PNL să nu provoace un nou scandal. Și de această dată, la ultima întrunire de plen, consilierii PNL au părăsit sala de ședințe fără a dori să semneze bugetul local pentru persoanele cu dizabilități. Și nu pot gacia la... că nu avem preferințe pentru preoți. Noi susținem clădirile. Adică să le întreținem, că de asta suntem pe aici. Comunii trebuie... Da, și o sumă de asta am zis, să dăm și parohii. 10.000 pentru parohia 1 și 30.000 pentru parohia 2. Da. Da, deci am ajuns la mea. Supunem la vot, da? Domnul președinte, supunem la vot. Da, cine e la vot? Supunem la vot ca să fie... Zeci de locuitori ai comunei se află în acest moment într-o situație dramatică, oameni fără niciun venit care își așteaptă ajutorul de handicap, iar toate acestea din cauza consilierilor PNL ce amână semnarea bugetului local pentru persoanele cu handicap. Totodată, consilierii PNL refuză în mod constant semnarea oricărui proiect propus de către primarul Dumitru Baicu, acesta din urmă dorind doar bunăstarea și confortul locuitorilor comunei pe care o reprezintă. Azi am avut pentru a doua oară convocarea ședinței de Consiliu Local privind bugetul local. A fost convocată prima ședință luni, la care domnii consilieri din partea opusă de la liberali nu s-au prezentat. Motive neconcludente, nefondate. Azi s-au prezentat în sfârșit cu pretenții să schimbe președintele de ședință fără niciun motiv. Ba chiar mai mult, domnul director, care face parte și din Consiliul Local, director al școlii, domnul Cârlig, s-a ridicat și a plecat nemulțumit că nu i-am acceptat doleanța. Într-un final s-a aprobat bugetul Comunei Gârla Mare, având în vedere că au fost și câțiva locuitori ai comunei Gârla Mare care, pe bună dreptate, au venit să vadă dacă, într-adevăr, se va aproba, fiind și ei implicați în bugetul local. Și mă refer la persoanele cu handicap, care au solicitat și s-au rugat de domnii consilieri să li se aprobe sumele, pentru că, cum bine știm, au nevoie de medicamente și ca să aștepte după noi... Nu mi se pare corect. Într-un final a fost aprobat și mulțumesc celor care au fost de acord cu proiectul de buget. În cele din urmă, după repetate dispute, doi dintre consilierii PNL s-au reîntors în sala de ședință, semnând în cele din urmă bugetul local persoanelor cu handicap. Totodată, în cadrul ședinței, au existat înțepături directe, insulte, dar și acuzații din partea consilierilor local PNL. Locuitorii comunei Gârla Mare au vizionat cu indignare și înverșunare ședința de îndată a Consiliului Local, iar asta din cauza acuzelor venite de către consilierii locali PNL, derulate pe parcursul ședinței. Care e problema? A fost vorba că nu ne-au propus banii, iar că să ne dea banii la pensie, la handicap. Cu ce trăim dacă noi nu avem? De cât timp v-ați primit banii? Acolo luna trecută i-am primit, dar acum dacă a spus că nu mi-i dă, cu ce trăiesc? Eu n-am niciun venit, n-am nimic. Eu am doi copii handicapați. Și cu mine trei, că sunt operată cu piept, cu cancer. Cu care, ce care vă este situația acasă? Cum vă descurcați în situația aceasta? Dacă n-am bani, să mor de foame. Dacă n-am bani, să mor de foame, că n-am cu ce. N-am cu ce. Nu mă ajută nimeni cu un bani. Nu mai este această vină. Numai poștașul ăsta
vine și la el, mă duc toată ziua și mă plâng ca să-mi dea și-mi o amărât de bani, să-mi iau o pâine să mănânc. Cine se face vinovat de această situație? Aici cine să fie vinovat? Că ăștia, consilierii care plecară, că nu ne scălește ca să ne dea. Domnul primar, da, domnul primar este cu noi de acord că a făcut pentru comună și ne face totdeauna. Păi nu vedeți, e tensionată și asta. Deci aici ei, consilierii ăștia, sunt lideri, comandă bărăitarul ăsta, nu alocă banii la cetățenii care sunt bolnavi și asta, care au merite și merită să-și ia drepturile și pune tot felul de condiții, nu vă jurăți. Umblă cu consilierul ca să aibă peste voturile care trebuie, ca să poată să dirigeze el tot în comună. Că el a făcut adres, el a făcut multe în comună. Dar pe ce bază, nu știu. Păi ce să facem? Uitați, ați văzut și dumneavoastră ce putem să facem decât să așteptăm. Nu putem decât ce să facem, să ne scandalizăm, să ne luăm la umor? La bătaie? Nu trebuie. La presiunile locuitorilor comunei prezenți la ședință, consilierii locali PNL au semnat doar o parte dintre proiecte, acestea vizând alocarea fondurilor pentru persoanele cu handicap. A devenit deja o tradiție ca majoritatea liberală din Consiliul Local Gârla Mare să se opună sau să boicoteze toate măsurile și proiectele menite să vină în sprijinul locuitorilor comunei. Duplicitatea și perfidia manifestată de consilierii locali PNL Gârla Mare împotriva locuitorilor comunei întrece orice graniță. Aceștia aducând grave acuze la adresa primarului Dumitru Baicu, neasumându-și lipsa de empatie față de locuitori și bunăstarea acestora. Consilierii locali PNL nu au înțeles faptul că luptele politice au o limită și nu te poți juca cu viața cetățenilor. Iar pentru orgoliile personale și meschine să pui în pericol sănătatea lor și să-i duci în pragul disperării.